Dialoguri universitare by Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad a marcat un nou eveniment în seara zilei de 3 aprilie 2023 în sala mare a Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad, aceasta fiind aproape neîncăpătoare pentru publicul aradean care a venit să-l asculte pe moderatorul George Grigoriu. Invitații, înalt preasfinția sa, Ioan, Mitropolitul Banatului și profesor universitar dr. Cristinel Ioja, au avut ca temă de discuție Procesul Mântuitorului. Este o seară însemnată pentru noi, mai ales că suntem în preajma floriilor, ne apropiem de săptămâna mare a pătimirilor Mântuitorului și mai ales că ne găsim în fața unui subiect important legat de această săptămână. Și conferențiarul este Mitropolitul Banatului, Mitropolitul nostru, așa că, iată, credincioși nu numai din părțile noastre, ci și din cele biorene, toți sunt atenți și vor urmări conferința, chiar dacă nu sunt prezența, ci este un subiect care cere multă atenție și concluzii deosebite pentru ceea ce înseamnă însemnătatea procesului Mântuitorului pentru credința noastră, pentru tot ceea ce înseamnă partea teologică și de asemenea partea generală care angajează discuțiile teologice. Este cea de-a doua conferință din seria Dialoguri Universitare. Așteptăm pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan Selejan. Tema este despre procesul Mântuitorului, o temă la care, cu siguranță, moderatorul nostru și realizator, domnul George Grigoriu, va reuși să aibă un dialog extrem de interesant, de profundă spiritualitate și înțelegere a naturii umane cu înalt preasfinția sa. Ne bucurăm de asemenea de prezența corului Armonia, pe care o să avem plăcerea să le audiem în seara aceasta, și de prezența înaltelor fețe bisericești, autorități și publicul, țintă, universitar și nu numai, intelectualii din Arad, cărora ne bucurăm să le dedicăm această seară frumoasă. Mulțumesc! Într-adevăr, săptămâna aceea care premerge învierii este marcată, cel puțin din punct de vedere liturgic, în biserica noastră ortodoxă, de Sâmbăta lui Lazar. Și aici aș vrea să fac o precizare, măcar pentru atât, că Lazar nu a fost înviat în sâmbăta de dinaintea floriilor. Nu atunci l-a înviat. Asta este o chestiune pentru cronologie și țin foarte mult la problemele acestea de cronologie, că altfel este o neînțelegere totală în ceea ce înseamnă viața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Deci, să știm, Mântuitorul a venit cu o zi înainte. Practic, aș putea să spun, după rânduielile evreiești de atunci, că nu sâmbăta a ajuns Hristos în Betania, pentru că în lumea iudaică de atunci, n-aveai voie să faci mai mult de 1000 de pași de acasă până unde te duceai, ca să mai poți face încă 1000 înapoi spre casă. Deci bănuim că vinerea, cel târziu vineri,
înainte de sâmbăta aceasta, de înaintea floriilor, Mântuitorul a sosit cu apostolii la Betania și au tras la această casă și la altora, bun înțeles, cred eu, prieten la Lazar și la cele două surori ale sale, cei care ați fost la Ierusalim și bănuiesc că sunteți mulți care ați fost aici, între Ierihon, pentru că Mântuitorul urca de la Ierihon, între Ierihon și Betania, undeva pe dreapta, mai curge și acum un pic, mai lăcrimează un izvor și izvorul acela se numește izvorul apostolilor, pentru că din izvorul acela a băut apă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apostolii săi, pentru că este unicul izvor între Ierihon și Ierusalim. Deci au sosit de vinerea, au fost găsiți pentru că sâmbăta era rânduiala a lor acolo în Betania, deci sâmbătă au fost în Betania primiți de Lazar, care, cum spuneam, a fost înviat cu câteva timp înainte. Nu avem o mărturie foarte precisă, cu o jumătate de an, cu un an, dar în orice caz, pentru noi cei ce mai și punem mâna pe o carte de bisericească, să știm lucrul acesta. Și ca să putem fugi mai departe, pentru că deja din spate văd că timpul ne presează, aș vrea să-l rog pe Părintele Profesor să caute în Sfânta Scriptură momentul acela totuși fascinant, când Mântuitorul vine întâlnirea cu cele două surori și are convorbirea cu ele și momentul acela, Părinte Profesor, când Hristos plânge la mormântul Lazar. Versetul acela, că celelalte bănuiesc că sunt foarte cunoscute, dar aici este un moment cu totul deosebit în viața Mântuitorului și a lui Lazar. Voi da citire din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetele 34 și până la 36 chiar, și a zis atunci, unde l-a spus? Zis al lui, Doamne, vino și vezi. Versetul 11, capitolul 11, versetul 35, Iisus a lăcrimat. Atunci au zis iudeii, iată cât îl iubea. Părinte Profesor, cum ar fi asta? Să plângă Dumnezeu. Cum este aceasta? Cum explicăm această manifestare? A plâns Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a plâns. Noi cunoaștem din datele revelației, descoperirii, că Dumnezeul nostru cel necuprins, neajuns, veșnic, din iubire de oameni, s-a făcut om în vremurile din urmă, din Sfânta Fecioară Mariană. A plâns pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Dumnezeu adevărat și om adevărat, așa cum mărturisim în Sfintele Scripturi și mai ales în tradiția bisericii noastre. Iar dacă ne referim foarte special la plâns, Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și tradiția răsăritului creștin, arată că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om, a asumat afectele nepăcătoase, care înseamnă somn, dorința de sete, mâncare, plâns, a asumat toate ale noastre afară de păcat. În toate acestea ale noastre sunt și afecte nepăcătoase, nevinovate, dintre care face parte și plânsul.